Telefonul roșu. Telefonul roșu este un simbol. Dar întâi faceți filmare la aparatele de fotografiat și să vă povestesc despre telefonul roșu. Știți cum e? Putem bănui cei cu telefonul roșu și faptul că dacă cineva dădea un telefon dintr-un anumit loc unde l-a pus un telefon roșu, ceva se întâmpla probabil. Da. De fapt, acestea sunt telefoanele directe în spate, fără număr, fără împărtăte, și ai direct, și ai direct, da, mă iertați, ai direct legătură cu camera cealaltă unde este pus. Ok. Da. Deci legătură directă. Legătură directă, da. Acolo nici nu e nevoie. Dacă asta se sună, e clar, e foarte important. Aceste telefoane roșii, care îi vedeți, de fapt, în urma după anii 75-80, au început deja să fie și prin casele, după anii 80. Dar înainte de asta, telefonul roșu se punea numai la persoana care avea directă legătură cu cineva mare de la partid. Deci, am vorbit pe telefonul roșu înseamnă că tu ai vorbit cu șeful. Tu, dacă ești director de uzină și ai telefon roșu, sau spui, îl sun pe telefonul roșu, înseamnă că deja, într-adevăr, uitați, nu degeaba este pus Todor Živkov în spate. Deci înțeleg că telefonul roșu era o altă rețea a oamenilor cu putere. Telefonul roșu este o rețea deci directă. Era efectiv o rețea, da, exact, de telefon exact, roșu. Da. Da. Și la noi telefoanele se ascultau de către securiști și și în Bulgaria, se auzea specific sunete, da, așa, dar în afară de asta... Mai auzea și pe lantul, pe fir, mai tușa, da, mai, nu? Nu, bă, da, un sunet specific, dar de fapt n-avea cum să nu ți se asculte, mai ales când era convorbirea între două țări. Eu, spre exemplu, sunând în Bulgaria, sau din Bulgaria sunând în România, erau niște fete care schimbau chestii și am făcut legătura, ridic telefon și spun, vreau să vorbesc cu număr cu tare în România, asta e timpul anii 80, și vă spun de ce. Fostul soțul meu era în Bulgaria, eu eram în România și trebuia să fac tot timpul legătura. Știți cum sunt îndrăgostiții? Și îmi spuneam, vă facem acum legătura cu numărul respectiv și se auzea. Deci, ascultați, eram toți. Nu numai. Ca și în ziua de astăzi. Telefonul roșu era nivel. Se știa că este nivel. Deci acesta... o rețea întreagă separată cu telefonul roșu. Foarte exact. Interesant. Aceste telefoanele negre sunt din diferite perioade. Perioade mai vechi, nu așa... cum să zic? Da, în perioada mai vechi. Aici mașinile de tipărit. Știți că mașinile de tipărit în primii ani din 1944 până în anii 60-70, majoritatea din mașinile aveau în poliție, în miliție, respectiv, fiecare mașină cum tipărește și a cui este. Știți? Era asta la fel? Asta la fel, ce-i? Aia numai de baterie. Da? Sau eu nu apăs bine? Se prinde? Da. Bun. Uitați. Așa că mașinile de tipărit erau la fel de supravegheate. Ah, deci cum era telefonul ascultat, erau și astea supravegheate. Și mașinile erau supravegheate. Se știa, spre exemplu, cine are așa mașină, cum are, de ce o are și cum se scriu literele. Asta ajuta la miliția foarte des. Știți că este o mașină care este mașina de tipărit, care este numele ei, este Mariță. Ați auzit? N-am auzit, dar această mașină Mariță are un nume de rău. Dar, de fapt, această mașină este poartă numele mamei mele. Este mașina de tipărit făcută în Franța și producătorul acestei mașini a văzut mama mea foarte tânără și frumoasă, asta e în anii 60, 67, 68, și a spus doamna, madame Moraru, cu voia dumneavoastră și a soțului vostru, vreau să pun
numele acestei mașini, Marița, după aici? Voi. Nu știu, sincer să fiu. Okay. Da, uite-o. Ah, ia uite-o. Marița. Marița este un rău în Bulgaria care trece și asta e varianta. Marița 12. Plimbarea noastră continuă, mai vechi... Acesta este telefonul, numai că eu să văd ăsta. Acela foarte ieftin? Astea sunt de 505, astea sunt următoare, mai scumpe. Mm-hmm. Ăștia care erau cu 205, eu eram foarte mică și noi, copiii, jucam un joc foarte interesant. Străzile erau vide, nu erau mașini și ăștia mai mari ne chemau să facem, cum se zice, prostii de copii, știți? Mm-hmm. Eu am telefonul. Băgam 205 și îți formam un număr, 2 indiferent. 5. 2, asta e cu 5, dar prima a fost cu 2, ăla okay. Așa. Asta e numărul. Și formam un număr și spuneam, alo, vă cheamă de la poliție. Aolo, îi sperie. De la miliție. Spuneam așa, alo, să mergeți la miliție, că mă caută, că nu știu ce. Și ia, golan, că se iau de face de copii. Da. Golan, vin. Și ne distram, așa ne distram. Cine nu făcea așa fapt, pe vremea aia? De fapt, prin telefon ne distram foarte mult, fiindcă aveai diferite posibilități. Puteai să formezi un număr și să auzi cum o să fie vremea. Da, ok. Vremea, așa, puteai să ora, puteai să suni și să-ți spui deșteptarea, știi? Da. Să spui la ce oră și te întreabă de câte ori doriți, de două, dormiți greu, ce da, pare. Bine. Celălalt lucru care era, poveștile. Voi ați prins asta cu poveștile? Nu, la telefon. Era foarte interesant, fiindcă dacă nu aveai cine să-ți citească povești sau nu puteai să spui pe placă din asta de gramofon, da. Așa se numea, atunci foarte ușor mama îți dădea telefon, îți formea numărul și tu ascultai povestea. Era și... Iată. Într-adevăr, nu este scump. Trecem aici. Trecem zona radio. Zona radio. Nu numai bulgărești, și, e clar, și germane, și rusești, câte mari, cu dulapuri, cu picioare, fără picioare, combinate cu radio cu lampă și, bineînțeles, în perioada mai târziu sunt au fost trei mari fabrici de radio. Aveți în vedere că în 1944 multe din fabricile care au fost pe timpul regal, țarist, Bulgaria țară, au fost confiscate și respectiv unele din fabricile au continuat producerea sau au fost desființate. Dar acestea pentru radio au fost păstrate. Gramofon. Portabil, lux. Asta era lux. Mm-hmm. Să ai un gramofon portabil, asta era lux, mai ales în anii 60. Deci, dar... dintre radio, gramofon și televizor, gramofonul... Televizorul vine mai târziu. Televizorul în Bulgaria apare, deci televiziunea bulgară apare în 1959, când sunt primele emisiuni. Dar producerea de televizoare bulgărești este din 1960. Televizoarele bulgărești, asta e foarte, o temă foarte, foarte interesantă și, cum să spun, bogată. Dar începe cu televizorul Opera, stați să vi-l arăt, după ce ne întoarcem acolo. Aceasta este televizorul Opera, nu? Da, aceasta este televizorul Opera. După televizorul Opera... De cu lanternă. Acesta. Dacă uit, acesta este televizorul Opera. Da, uite ce frumos arată. Da, cu cutiile care se făceau în Teteven, în orașul Teteven, acesta. După televizorul Opera, nu mai să-mi aduc aminte exact care era. Asta e Srendeț, Veliko Târnovo, Țarevec. Nu, eu am așa, Electron 73. Da, după opera vine televizorul, acest televizorul Sofia. Deci, aici. Televizorul Sofia este primul televizor după contract care este exportat în Pakistan. Okay. Și este primul televizor, e cu nume schimbat, și
este primul televizor care este exportat în Cuba. De fapt, primele contracte sunt în Cuba, pe urmă contractul merge în Pakistan. Acesta din Cuba, contractul a fost pentru 150.000 de televizoare pe an. Dar la un moment dat s-a văzut că, de fapt, nu se poate executa acest contract. Din ce cauză? Temperatura și vremea și umiditatea în Cuba este total diferită, nu este ca în Bulgaria. Și unele din televizoarele au început să dea probleme, să zicem așa. Și au început să, inginerii, trebuia să inventeze alte piese și că se poate să-l schimbe. Televizoarele erau două tipuri de Sofia, cu diagonala 45, okay. 45 sau 47 de centimetri. Care s-ar vrea să fie chiar ăsta. Și 50 și ceva de centimetri, deci destul de mari. Da, a continuat contractul, dar văzând că nu mai... că nu prea bine iese cu piesele, deci se scumpește dacă se schimbă piesele. Contractul a fost desfințat. Aveau televizoarele acestea, aceste două versiuni de televizoare, aveau denumire de două munți în Cuba, din care a pornit acesta Fidel Castro cu ideile lui și cu partidul și... Okay. Deci asta era ideea. Dar primul televizor color în Bulgaria, este numărul lui este Cristal, nu-l văd, dacă-l vedeți, mi-l arăt. Asta sunt un pic. Așa, Cristal, nu știu dacă este. Până te uiți tu după Cristal, sredeți. Nu pot să nu arăt și jocurile pe televizor. Acestea sunt, 80, acestea sunt, da, 85, anii... 90. În anii 80. 85, cam așa, da. În anii 80. Dar noi îi spunea Rambo acestui tip de joc. Iar asta și mai vechi, probabil. Da. Deci fabrica din Sofia a lucrat până în 1980. În anii 1980 au schimbat funcția fabricii de televizoare și au mutat în Veliko Târnovo. De fapt, orașul Veliko Târnovo ia denumirea Veliko, The Great, Marele, după anii 60. Înainte de asta se numea Târnovgrad. Înțelegeți? Ok. Da. Și Veliko Târnovo, acestea sunt televizoarele cu diferite diagonale, dar interesant este că contractul este cu japonezii și monitoarele, acestea, monitoare, nu? Da. Sunt Toshiba. Tuburile? Asta. Asta se numește tubur, da? Da. Bine, ok. Tuburile sunt de marca Toshiba. Ok. Iar la celelalte, care, la unul din acestea Cristal care sunt color, contractul era cu precedentul lui LG, okay. Care este Gold Star. Înainte de LG, Gold Star parcă se numea. Gold, da. Întoarcem acum. E greu. Warburg. Da. Warburg e ideea, de fapt, socialista lui Volkswagen, știți? Nu știu. Deci Volkswagen este inventat pe timpul lui Hitler, Volkswagen, mașina poporului, okay, și fiecare, da, casă trebuia să aibă un bubuzete, îi ziceți, cum îi ziceți în România? Broscuță. Broscuță, da. Îi ziceți, broscuță. Iar Volkswagen este varianta inventată de la socialist, gen, okay. Tot e gen de mașină pentru popor, numai că mult mai mare, cu... așa. Să ai Volkswagen înseamnă că este persoana care se presupune că o să folosești, în Bulgaria vorbesc, se presupune că o să construiești, ești cu familia mare, o să călătorești departe. Dar pot să vă spun sigur că Trabantul era foarte ușor de condus, mai ales că Trabantul este cu viteze sus. Schimbător de viteze e la volan aici. Schimbător de viteze este sus. Și consuma și puțin. Foarte puțin, da. Și mergea ca nebun. Motor în doi, da, timpi.
foarte, mașini foarte doar că făcea fum și făcea zgomotul ăla. Acestea sunt mașinile de mașinile, cum îi spune, de încălzit cu, da, cu gază, cu cutiile de gaz. Primele care le-au băgat pe piața în Bulgaria erau în acest magazin de scump, Corecom, cu valuta, cu dolari, știi? Atunci okay, acolo pute, super serie era marca acestor aragaze, cum se spune araga, nu, pentru sobe, da, acestor sobe, spaniole. Următoarele mașini, Zastava cunoașteți? Dacă ne spui... Țara Iugoslavia, știți? Da. Da. Deci, acestea sunt produse, Zastava este produs în produs al Iugoslaviei. Da, uite, de ele nu știam. Da. Nu prea au ajuns la noi. Dar ăsta a ajuns. Fiat. Ăla de acolo, da. Fiat polonez. 650. Cu mașinile, cu Fiatul acesta polonez, veneau din Polonia, veneau în Bulgaria și trageau caravanele de, uitați cu mașinuța aceasta, wow, și trageau caravanele care sunt de 4 metri, caravanele poloneze. Era interesant. La caravanul la ce te referi? Ce fel de camper, mașină? Camping, caravan. Ah, ok, rulota. Rulota, iertați-mă, da, rulota, nu mi-am dat seama. Asta trebuie să fie Varșava. Care era asta? Ceh. Dar cum era? Skoda. Skoda, da, da. Doamne, am uitat-o. Skoda, Skoda. Ceha. Acolo în spate sunt celelalte mai contemporane, astea sunt mai vechi, astea sunt perioada 40, anii 50. Deci acest model este, care filmați acum, este perioada 61-64. Deci cel gri. Acest gri, mm-hmm, da, acest gri. E super. Deci 120 de kilometri pe oră era viteza maxim și vă da... zbura, ce știți voi. Și, deci, v-ați uitat că de late sunt scaunele și că loc este. Era și cabrio. Super. Da. Foarte frumoasă. Deci, în perioada când se cumpărau mașini, era perioada aceasta portocaliu în spate celălalt. Deci, din spate portocalie, da, în spatele decapotabilei, așa cei cu ea. O să mergem la ea. Atunci, okay, așa era în anii 80, ea era l-am mai... L-am prins spate, l-am prins și paste albastru cu galben. Uite, deci, aceasta este filmat, da? zona lui Skoda. Zona Republicii Cehoslovacă. Da. Ceh și slovaci, care pe urmă în anii 90 s-au despărțit. Da. Nu mai sunt împreună. Aici începe așa zona. Walkie-talkie, gramofoane. Uite, deja venim în anii 90, așa aici ușor. Suntem în anii 80. Între 80. Da. Asta este perioada, asta e din anii, chiar asta este și mai devreme, asta e din 70. Aceasta e Valentina. Valentina este cum sunt, cum să zic, cum sunt H&M, Zara. Ok, niște magazine mari. Bulgaria erau magazin, da, brand. Brand, da. Da. Magazinele Valentina, da, erau îmbrăcăminte de lux. Okay. Celelalte magazine erau Lada, așa tot, și pungulițele. Așa se numeau ele, Lada? Da, okay, așa se numeau. Deci ai magazin, ai din Valentina, ți-ai cumpărat ceva scump. Știți, așa e. Cum era la noi, magazinul Victoria sau exact, Eva, exact, Adam și Eva. Exact, erau două exact, același lucru. Da, 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 da. Aici este să ai carte biciclet. Bicicleta, ai carnet de bicicletist. Aceasta deci este aveai, da, chestii de genul ăsta, okay. Da, aceasta este cardul de de la Uniunea de acestea auto de driver, casele de marcat. Așa. O, mi-aduc aminte de ele. Sunt unele și mai vechi, dar fiindcă aici este perioada 40, muzeul este în perioada 44-89, de aceasta sunt expuse mașini contemporane, casă de marcat contemporane, LK.
că acesta este un o întreprindere, o fabrică, da, o uzină în care se produceau nu numai case de apărat, ci și mașini de calculat și mașini de calculat, calculatoare mici și computere. Și computere. Și Praveț este un model din ei. Este în sfârșitul anii 70 acest model. Dar adică cel de acolo pe care l-ai pus la da, sunt mai multe, variante de la Praveț. Dar asta ce spunem și ne suntem fieri, suntem mândri. Da, de asta că, de fapt, inventatorul calculat computerului este de origine bulgară, Jonathan Asov. A fugit în Statele cândva și acolo a avut posibilitatea da, să se dezvolte. Da, da. Jucăriile care nu lipseau în nicio casă dacă ai bebeluș. Aceasta este neveleașcă. E păpușă rusească care se înclină într-o parte, în altă parte, aceasta, uitați acestea, neveleașca, ce gen, și au o pilă înăuntru care nu le dă voie să cadă, dar și scoate și sunet, și bebelușul se calma. Celălaltă jucărie care era prezentă în fiecare casă, dacă ai fetiță, trebuia să fie o păpușă mare și înaltă, gen aceasta. Asta nu e prea, dar exemplu, dar să zicem gen de această păpușe, care era de o înălțime de 60 de centimetri, lungime, da, înălțime de 60 de centimetri, mare. Și fetița se naște, deja trebuie să ai o păpușică din asta. Știți, aceste păpuși în sate și oameni care, așa, mai, da, în sate și în orașele mici, se puneau când se căsătoreau, la nuntă, pe mașini, se nu? Puneau pe mașini. Am avut și noi moda asta ani de zile. Da. Aceasta sunt cățelușii care îl dau din cap, știți? Așa. Da. Acești cățeluși, dacă ai o mașină, ți-ai cumpărat o mașină și ești fier. Și, deci, asta nu era pentru toți. Deci, anumite nivel, a nivel de venit și de intelect, bineînțeles, în față puneau două chestii de făcut jucării zaruri. Ok. Zarurile agățate de oglindă. Agățate, da, două zaruri agățate de oglindă. Și aceste în spate, un cățeluș care stătea tot timpul din cap. Da, nu poți să nu observi păpușica aceea albă cu ochii albaștri. Aia, nu știu, zici că este... Care nu e foarte familia drăguță. Familia Adams. Da. Nu știu ce-i cu ea, dar așa nu am avut eu așa ceva. Da, deci, e simpatic așa cu ghilimele. Să ai păpușă care are, poate să facă pipi sau caca, era un lux. Aveam o păpușă din acesta, cum am spus eu, dar și surorile mele, am avut posibilitatea de a trăi un pic mai diferit decât copiii standard și în Bulgaria și în România. Și aveam tot felul de jucării din Occident, inclusiv și păpuși din astea, cu găleata și cu asta. Păpușile noastre erau date la copii, prietenii noastre, mi-o dai pentru o zi, două, zic, ți-o dau și așa schimbam. Le dădeam la copii să se bucure. Asta așa a fost. Dacă ai anumită păpușă, ești cineva rândul copiilor. Da, și ești în ziua de azi, doar că ne-am schimbat din păpuși, am ajuns în telefoane, să avem copiii la școală cu iPhone, ultimul model de iPhone. Tot se duce în zona aia, dar da, cu alte obiecte. Da, într-adevăr cu alte obiecte. Într-adevăr, da. Aceasta. Chiar dacă nu aveai acasă... Le ții minte, l-am prins. Chiar dacă nu le aveai acasă, în școală, în orele de muzică, ți se ofereau să te... și te învățai cum să joci, să fluieri, cum se spune, să joci, da? Rubik Cubic, maghiarul care l-a inventat datorită fiicei sale, jocurile, mașinuțele și jocurile de minte, cubulețele, erau diferite
da, erau câteva și nu unul, și două fabrici pentru jucării în Lovech, în Veliko Târnovo, în Sofia. Una din fabricile acestea era, se numea Mlados sau Tinerețe, și exportau jucării pentru Occident, cu roboți, cu tot felul și din acest gen. Uitați, uite, asta e robot din Mlados. La fel. Puțin mai scumpe, dar foarte rezistente. Da, și foie de două ori, așa, și gata, și devine. Lucru care, dacă îl urai pe cineva, făceai cadoul copilului său. Mai ales dacă, deci este, dacă este un băiat mai temperament, cu temperament. Mitralierele acestea scot niște zgomote. Încă am în cap sunetul acesta. Ei, acum că suntem aici, în zona asta, că am avut unul de genul acesta, chiar pe cel din stânga, de jos. Asta? Nu, mai sus. Ala. Deci eu le-am prins. Da, tu ar trebui să le fii prins. Sunt rusești acestea. Rusești. Matroșca toată lumea o știe, da. păpușe. De fapt, copiii nu se jucă cu matroșca. Dar nici acum nu se joacă. Nici, da, nu cred. Cred că oamenii în vârstă. Cred că oamenii în vârstă, da. Într-un magazin de alimentare. Ce puteai să cumperi într-un magazin de alimentare, în orice oraș, în orice sat, orarul magazinului, etichetele respective, băuturile. Ha! Acum, am ajuns la o temă foarte interesantă. Am văzut cola. Ce zici? Am văzut Ia cola. Ia uite-te din nou la Coca-Cola asta. Coca... Ce vezi? Scrie cu capa. Exact. Dar de ce? De ce? Zine tu de ce. Asta e un contract foarte interesant. Uh-huh. De fapt, Bulgaria a fost singura țară în lume care a avut dreptul să fie scris în chirilic denumirea băuturii. Ah, ia uzi. În anii 60, în, în Franța, ajunge unul din reprezentanții lui firmei de stat Texim. Firma de stat Texim era mai deschisă pentru comerț. Firma Texim era firma de stat cu privire cu dezvoltare în piața occidentală. Naidenov era numele domnului, care, venind în Franța, știți că până în anii 60-60 și ceva, despre Coca-Cola se știa propaganda comunistă și socialistă, era următoare, că soldații americani beau Coca-Cola și cad și se îmbat, fiindcă înăuntru este alcool, că Coca-Cola... Nu știați? Nu. Ce legende mari sunt despre Coca-Cola în perioada... Nu, cum adică Coca-Cola să bei? Asta se dă la soldați, că să meargă să ucidă oameni, sunt cad, căzuți, adormiți, la luptă, la nu știu ce, filmate. Strategia era groaznică. Dar acest domn Naidenov merge în Paris și la o întâlnire gustă o răcoritoare. Această răcoritoare nu era Coca-Cola, această răcoritoare era tot de la Coca-Cola, mandarin, portocală, ceva de genul ăsta. Fanta, o chestie. Da, mă rog, să zicem, gen, de, să zicem. Dar nu e Fanta, fiindcă Fanta e pe român numele. Dar îl gustă. Nu e Mirinda, nu, bine, dacă nu, data viitoare. Ceva de acolo. Dar e tot din familia Coca-Cola. Ok. Deci, așa. Gustă el și zice cu persoanele cu care este, la înțelegeri, la contract, că vreau foarte mult din aceasta, cum să putem să facem, să producem și în Bulgaria, să aducem și în Bulgaria. Și ei au spus, nu este și o problemă, voi facem cunoștință cu oamenii care sunt, cu marketing directorul care se ocupă cu producerea acestui produs, nu Coca-Cola, ascultați, okay, până ajungem cea acolo, din, e. Cea din portocală, da. Cea din portocală. A făcut el cunoștință și au spus, da, noi suntem gata, o să venim. Și el a făcut o invitație oficială a acestor două persoane. Se întoarce acest nene, atunci tânăr, de 45-50 de ani, în Bulgaria, cu un socialist, aveți în vedere, și spune, și face că nu a mirosit nimic, știi? Nu a fost el acolo, n-a invitat el pe ăștia doi,
face pe cum ar fi că nu a avut această întâlnire cu aceste două persoane. Da, dar ei și-au dat oficial, au trimis o scrisoare la stat, acolo că da, că noi suntem gata, că venim să facem o înțelegere, convorbiri și dacă se poate, putem să facem și contract să produceți voi produsele noastre. Ăsta nebunit s-a dus la șef și a spus, știți, am făcut eu. Aveți în vedere că chestiile acestea, relațiile astea putea să-i coste o închisoare până toată viața undeva. Mm-hmm. Fiindcă ei sunt Occident, Franța, aici Bulgaria, Uniunea Sovietică, o chestie foarte serioasă. Și s-a dus la șeful lui de la Texim și a spus, șefului, am făcut eu o greșeală mare, tâmpenie asta. Și el, cine dracu te-a pus, cum înviți tu oameni care sunt din Occident pentru contract cu țara socialistă? Dar a vorbit pe telefonul roșu cu Todor Șicu. Asta nu sunt invenții, nu să e știți legendă, asta. E nu, nu, asta e adevărat. Da. A vorbit și Todor Șicu, a spus să vină, hai să vină să vedem despre ce este vorba. Au venit domnii aceștia, au făcut contract și la un moment dat și-au dat seama că de fapt acest suc și acesta este ramură din Coca-Cola. Aha. Deci rușii au făcut așa, nu-i voi cum adică Coca-Cola. Dar s-au înțeles pentru producerea Coca-Colei, dar pentru folosirea Coca-Colei. Unul din lucrurile care au obținut era că pe sticlă se scrie cu litere chirilic Coca-Cola. Pe urmă venea concentratul în Bulgaria de Coca-Cola și s-a început producerea lui Schweppes. Uite acolo. Știți cum a fost inventat Schweppes? Ce marca e? În ce? Schweppes. Schweppes. Nu. Este inventat în 1860 de un elvețian. 1860? 1860. Okay. Mașina de producere a Schweppes-ului este Schweppes, fără S, este numele lui, domnul era elvețian și el a inventat cum să pună limonada standardă, care era foarte, foarte mult căutată și băutura vine, Schweppes e în urma mașinii care a inventat el. Și așa, Coca-Cola era, se găsea greu, dar era. Când era semnat deja contractul pentru Schweppes, producerea de tonic, Schweppes și Schweppes mandarina. Știți cu din ce îl făceau aici? Schweppes mandarina, se putea pune esență de mandarine, dar îl făceau din pepene galben. Ok. Și era foarte, foarte gustos. Ce lucru alt găseați în magazinele din Bulgaria? Ia să văd. Uite, limonada asta. Limonada aceasta are o istorie mai lungă. De fapt, este limonada este inventată încă în Egipt, presupun că știți, și are din diferite țări diferite variații. Dintr-o greșeală, un american a pus limonada a pus într-o un fel de galeată, un vas în care a fost aromatizat cu trandafir. S-a vopsit în roz, s-a vândut și ea, până când a ajuns și în Bulgaria. Dar cum a ajuns în Bulgaria? Un interpretor, Hagi Petrov, okay. Da? S-a dus la marele fair în engleză, eveniment care se adună fair, nu știu cum e, nu vine acum în limba română. Deci, loc unde se demonstrează și se arată tot nouă producere. În Statele Unite a ajuns, tot în anii 1800 și a văzut și a dus în Bulgaria rețeta de la americani, numai că a schimbat un pic rețeta, folosind pentru limonada aceasta ulei de lămâie. Iar uleiul de lămâie se obține prin presarea coajei lămâiei, fără sosul de lămâie. Și venind, asta este înainte, asta este înainte de, asta e în 1920 ani când inventează limonada, până în 1944 îi se confiscă fabrica de limonadă și începe statul să produce limonadă. Da.